lucruri care nu se întâmplă în Brașov. Mai e boxul zilelor noastre, ce a fost odată cândva? Această disciplină mai e? Niciodată, niciodată. Uitați, de exemplu, eu am reușit, când eram antrenor la lotul național, cu Vaștea, eram în cantonat la Lia Manoliu, la 23 august, cum se spune. Așa, răboasă și se fură în continuare. Și l-am cunoscut pe domnul vicepreședinte al Agenției Naționale de Sport. În Brașov nu mai era nicio secție. Toate secțiile de box din Brașov erau afiliate pe lângă Marile Întreprinderi. Steagul Roșu, Tractorul Astra, Steagul Roșu, Tractorul și Rumentul. Astea erau atât. Trei. S-au desfințat toate. Dar eu prin legătura care am reușit să cunoștința care am reușit să o fac cu domnul vicepreședinte al NSO-ului, am reușit să înființez secția la CSM Brașov, deși... Deci avem acum o secție de box în Brașov, da? Avem o secție de box CSM Brașov, dar o sală improprie. Nu pentru marea performanță, pentru inițiere improprie. Deci nici măcar... E o sală de 4 pe 5 max. Și oare nu s-or găsi oameni care să știe că e păcat ca o astfel de disciplină sportivă să... înceapă cineva să deschidă ochii și să vadă că sportul românesc, brașovean, pentru acolo pe plan local, sportul brașovean se duce de râpă dacă nu se investește. Că ducându-se de râpă sportul brașovean, se duce și sportul național, pentru absolut. Că nu mai sunt centri de pregătire, nu sunt pepiniere. Clar, se duce totul de râpă. Aviză părinților care doresc pentru copiilor altfel de discipline sportive decât handbalul, tenisul și fotbalul, bine aspectate la Brașov de altfel. Deci avem o secție. Acum, ea improprie cu... Sala improprie. Da. Sala nu și secția, că dacă nu avem condiții, nu avem cum să ne să performăm în domeniu. Dar poate cineva, nu știu, cu o nostalgie a vremurilor trecute să zică, uite, sunt dispus să... Și atunci ne poate contacta. Să sperăm că se întâmplă și lucrul de astea. Speranța moare ultima. Da. Nu moare niciodată, că dacă ar muri, n-am mai fi noi. Bun. Viață tihnită acum, da? Așa se zice. Dacă ar fi să fie, nu știu, dacă ar fi fost să puneți în balanță viața boxerului de atunci cu cea a celui de acum, că bănuiesc că și acum sunt și lipsuri, sunt și o grămadă de interese, poate chiar mai multe decât atunci, nu? Da. Ce ați alege? Să vă întoarceți în timp la perioada de atunci sau să... Ca sportiv de performanță? Uh-huh. Da. Da. Mașină. Deci nu există nicio... Era mult ajutat sportul atunci. E adevărat. Adică, ce vreau să vă spun, nu se putea, fiind afiliate secțiile pe lângă întreprinderile respective, întreprinderile respective, plus că își vindeau producția, ce făceau, camioane, tractoare, rumeni, mai aveau și sportivi care le purta numele. Așa este. Și se întâmpla ca unul, doi, să ajungă până în loturile naționale. Că s-au ajuns și de la Tractorul, și de la Rumentul, și de la Steagul. Sigur. Și... Întrebarea mea firească e următoarea. De ce se putea atunci și acum nu se mai poate? Pentru că se ajuta sportul, se investea. Și acum cei care ar trebui să facă lucrul ăsta nu o mai fac? Nu o fac. Nu o fac și mare, mare păcat, pentru că țara asta coclăie, dacă îmi dați voi să spun așa, de talente. Și da, de copii. Dar deocamdată le lăsăm doar pe cele feminine în tot felul de concursuri de Miss în care se investesc sume uriașe, pentru că deocamdată ele ne poartă în continuare standardul și ne reprezintă. Păi și pe locul 10 la Miss. N-a intrat în final, pardon. Păi de ce se intre? Că erau venezuelence și mexicance și erau multe. Da. Mă bucur tare mult că ați acceptat această invitație. Și eu mă bucur. Mă bucur de altfel și că sunteți foarte legat de acest oraș. Știam că există niște legături, da. Eu sunt crescut în Săcele. Crescut în Săcele. Am început sportul când eram la școala generală numărul 1 în Săcele. Că ți-a adus vorba, vreau să ne povestim celor care ne urmăresc și care probabil că ne-au invidiat în minute bune pentru tot decorul ăsta de aici. Ne aflăm în Săcele, la buza pădurii, ca să zicem așa, într-o super pensiune, despre care nu vă vorbesc acum pentru că o să-mi aloc vreo două episoade viitoare. Și oricum vorbele n-ar acoperi nici măcar un sfert din ce trebuie să vedeți, astfel încât îmi pregătesc tot ce trebuie pregătit pentru săptămâna viitoare ca să venim din nou la această pensiune. Le mulțumim celor care ne-au găzduit aici și o să revenim, căci avem foarte, foarte multe de văzut. Domnule Traian, ce să zic? Înainte, cu tihnă
Și cu participare activă acolo unde este nevoie încă de dumneavoastră, da? Sper. Poate atât cât Nicu îmi va cere ajutorul, nu, niciodată dacă să-mi fac pas înapoi. Dacă Nicu mai sunt și alții, ce faceți? Dacă are elevii pe care îi ajut cu mare plăcere. Da? Da, cu cea mai mare plăcere. Deci vă folosește plenar, nu voi arde nici o clipă. Nu mă folosește, nu exagerați, nu mă spun că nu mă poate folosi. El nu, în sensul în care vă folosește serviciile, nu pe dumneavoastră ca și... Da. Deci are niște băieți extraordinari. Credeți-mi, am rămas surprins de relația. La noi sunt cu tot mai adică relațiile sunt mai dure, mai cum să, la ei foarte disciplinată. Sportiv, foarte. Are el un dar pedagogic al lui pe care a reușit să-l implementeze și care nu? Sper că da. Adică, cred că da, sunt sigur. Nu cred, sunt sigur pentru că la noi mai fiecare pentru el, așa. E și un sport individual în care prietenile probabil că nu-ți fac bine. Sau nu le poți ocroti în ring, doar în afară. Da, am văzut modul de dialogare între sensei, cum îi spune sensei și elevii lui, cum se comportă față de mine. Da. Fără să mă fi cunoscut, îi mă salută, după aceea ne-am cunoscut încet. Și am ajuns să într-o relație de prietenie cu ei. Mă bucur tare mult că lucrez cu băieții. Bun, deci le sunteți tehnic, să auzim foarte curând de niște campioni. Doamne ajută! Și să știm că e și mâna dumneavoastră acolo, da? O contribuție tehnică absolut necesară. Pentru mine se dă Dumnezeu să iasă ei sportiv. Nu trebuie să spune că am lucrat cu mine. Dumnezeu să iasă ei mari sportiv sau bun sportiv. Vă admir pentru modestie, vă admir de altfel și pentru întreaga carieră, că nu-i puțin lucru să strângi atâtea titluri de campion și atâtea diplome și cupe în atâția ani de viață și de carieră, da? Mare lucru. Eu am fost crescut într-o familie de ardeleni săraci și mulți. Da, dar uite că... Și așa am fost educat în lupta familie. Vieții, am fost educat în familie. Și am dus-o în continuare așa. Adică n-am vrut să-mi trădez sentimentul familial. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Și vă mulțumesc tare mult. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Ne revedem săptămâna viitoare cu absolut toate detaliile despre locația în care astăzi am avut plăcerea să l-am invitat pe domnul Traian. Am detaliile necesare și nu numai asta... Este un loc în care cu siguranță o să reveniți, pentru că e și aproape de Brașov și vă oferă o rupere totală de tot ceea ce înseamnă ritm cotidian. Atât. Rămâneți cu bine. Pe săptămâna viitoare. Astăzi vă voi prezenta un alt fel de antrenament, un antrenament pe traseul de la 7 scări, undeva acolo sus, alături de o echipă de sportivi cu un echipament adecvat, un echipament util și eficient, care ajută să dezvolte toate grupele musculare. Pe lângă acest lucru, atât viteza cât și forța. De aceea vă îndemn să veniți alături de noi, să vibrați alături de noi în această emisiune. Drumeție cu scopul de a face antrenament pe platoul de la 7 scări. Cu această ocazie am luat și un echipament cu noi. Acest echipament l-am întâlnit pentru prima dată în anul acesta, 2010, la Rimini, la Convenția Internațională de Fitness în Italia. Ne-am dorit să îl aducem și în România, astfel încât am cooptat câțiva sportivi de la cluburi la care predau. Și împreună am parcurs acest traseu cu echipamentul fiecare cărând câte ceva. Depinde de pregătire, dacă e o pregătire înainte de competiție sau o întreținere corporală. Pentru sportiv indicat este cel puțin de 3 ori pe săptămână să parcurgă un astfel de traseu. În pădure, pe teren accidentat, unde schimbul de oxigen cu cel de dioxid de carbon la nivelul plămânului este foarte indicat, mai ales pentru sportivi, pentru a acumula o condiție fizică deosebită și pentru a-și putea pune în practică tehnica pe care a dezvoltat-o de-a lungul antrenamentelor. Deci chiar nu e o glumă că îți câștigi rezistența fizică urcând. Nu este deloc o glumă, este cel mai important lucru pentru oricare din sportivi, indiferent de ramura practicată. Condiția fizică este la baza tuturor sporturilor și fără condiție fizică nu poți să îți etalezi talentul, respectiv tehnica, viteza,
toate celelalte calități de care ai nevoie. Deci, ce pot spune despre sport în general, calitățile principale sunt viteză, îndemânare, rezistență și forță, fără de care nu poți dezvolta celelalte subramuri. Se face acest traseu și alergând, presupun că după câteva luni bune de urcat. Totul începe treptat, așa cum o zic de foarte multe ori la sală elevilor mei și dau exemplu cel mai elocvent. Un copil când se naște nu începe să-și pinteze, deci el învață să facă un pas, cade, se ridică, din nou face un pas, doi și tot așa treptat până învață să meargă normal, după care ușor, ușor începe să învețe să alerge. Alergare ușoară, alergare în viteză și așa mai departe. Deci dacă avem răbdarea necesară și înțelegem acest lucru că pas cu pas vom putea evolua, cu siguranță vom ajunge cât mai departe. În schimb, dacă ne grăbim să facem lucrurile, așa cum a zis, în grabă, cu siguranță le vom da peste cap și niciodată nu vom atinge obiectivele. Văd că te întâlnești aici și cu câțiva prieteni. Cei cu care ne-am întâlnit chiar aici, de fapt, sunt niște vecine, niște doamne care în fiecare sâmbătă și duminică merg să culeagă ciuperci sau pur și simplu se plimbă prin pădure. Este de apreciat și este un exemplu bun de urmat de către toți oamenii, ca să spun așa, indiferent de nivelul de pregătire fizică, că îi place sau nu îi place, noi facem parte din natură și atunci trebuie să fim una cu natura. Dacă înțelegem și acest lucru, că suntem parte din natură și ne unificăm cu natura, lucrurile decurg mult mai ușor în viață, iar viața este mult mai frumoasă, mult mai colorată, mult mai simplu de trăit. Sunt ieșirile acestea un fel de descărcare de stresul de peste săptămână? Sau? Bineînțeles, dacă stăm și ne uităm la televizor toată ziua, televizorul în general este nociv. Ne încarcă cu tot felul de știri neplăcute, ne îndoctrinează cu tot felul de lucruri necurate, iar cei care stau toată ziua la televizor nu reușesc să vadă realitatea așa cum ne este ea dată de către mama natură. Reușesc să vadă ceea ce sistemul urmărește și, din păcate, lumea lor se limitează la foarte puțin. Din cauza ego-ului, din cauza faptului că se limitează uitându-se la televizor, văd lucruri neplăcute și consideră că lumea este rea, lumea în viață este greu de trăit, în viață sunt multe obstacole peste care nu putem trece. Ei, din fericire pentru cei care sunt parte din natură și reușesc să dezvolte cel de-a șaselea simț care cândva era foarte bine dezvoltat, ei vor vedea cât de bine se simt după o astfel de ieșire, cât de curați, cât de puri, cât de bine și de liniștiți dorm după s-a îndepărtat omul modern de ceea ce înseamnă viața adevărată. Civilizația nu este ceva rău, dar ceea ce se întâmplă în ziua de azi nu se mai numește chiar civilizație. Nu trebuie să uităm să ne întoarcem și să știm că munca îl ajută pe om să se purifice, munca îl echilibrează pe om. Un om modest, la fel modestia este foarte importantă. Din păcate, cei care nu cunosc tainele naturii se numesc, din punctul meu de vedere, snobi, cei care vor să pară altceva decât ceea ce sunt. Trebuie să ne rezumăm la faptul că suntem oameni și să fim ceea ce suntem. Nici de cum să nu părem mai mult decât ceea ce suntem sau să încercăm să demonstrăm altora că noi suntem altcineva. Nu, pentru că ochii unui om pur, ochii unui om sincer, unui om sensibil, ne vede dintotdeauna și știe ce fel de oameni suntem. Oricât de mult am pozat, oricât de mult am încercat să fim alții, în fața acestor gen de oameni e greu să te poți ascunde.